Lecția a 9. Haideți, suntem tare, băi, ce ne propune, facem fel de fel de lecții. Bun. Dedic o lecția a 9, da? Dedic lecția acestea, a 9, numărul 10. Numărul 10. Atenție! Atenție, numărul 10, cifra de aur, numărul de aur, hai să zic, cum a fost 5, numărul 10. Dragilor, de ce numărul 10? Și aici am o observație făcută de Maria, unde eu mi-am recunoscut slăbiciunea, și anume Maria mă întreabă așa, cum se face? Ea nu face distinții perfecte între număr și cifră. Că 10, care e formată din două, din cele mai mici cifre, din 1 și 0, din nimic și 1, să fie cel mai mare. Da, aici este vina mea, Maria, pentru că n-am insistat în lecții, să ne fie foarte clar. Până acum am vorbit numai de povestea cifrelor. Cifre, da? Până la 9, Maria. Da? Și tu, Maria, și toate. Până aici sunt cele 10 simboluri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunt cifre. Sunt acelea care le-au introdus ei când au discutat acolo. Și ei aveau mai multe oițe decât 9. Nu? Am vorbit noi acolo. Și atunci sunt de aici încolo. Ce mai facem? Ce simboluri mai inventăm? Ce să facem? O fetiță? Să facem o păpușă? Nu? Ce să facem ca simbol pentru următorul? Pentru următorul segment. Deci de la 9 încă au adăugat unul. Încă un segment. Ce să punem aici? Și atunci au spus așa. Acum vom face, de aici încep, numerele. Și completăm cu încă un segment. Acesta care s-a adăugat la cele 9 de până aici, da? 9 până aici, încă unul, format din două cifre, din 1 și 0. Deci ăsta e număr, că are în componență două cifre. Nu e o singură cifră. Tot ce a fost pe aici a fost numai dintr-o singură cifră. Un singur simbol. Acum sunt două simboluri. Completarea asta a încă un segment și formarea din două cifre, a primului număr din două cifre, iată, 10, este 1, pentru că s-a completat toate 10 asta, și 0 la cifre. Da, 0 aici. Adică, de acum încolo, pentru următorul care ar să fie? Dacă pun încă un segment. Tot s-a făcut 10 și mai adaugă încă un segment. 11. Da? Convenim cei doi de 1. Adică ăsta îmi indică o 10 de până aici. Încă una care s-a adăugat. Următorul ce însemna? 10 de până aici și două adăugate. 12. Da? 10, 11, 12. Este aici momentul cel mai important. Totdeauna. Deci 1, hai să scriu cu culoarea asta, 1. Ăsta de aici indică câte 10 sunt până la momentul respectiv. O singură 10. Și un singur segment s-a adăugat. Două segmente, de aia am de 2. Trei segmente, dacă scriu. Iată următorul. 13. Care înseamnă 10 de până aici, da? 10 de până aici. Și încă 3 adăugate. 10 de până acum și încă 4 adăugate. Da? Deci și încă 4 adăugate. Dragilor, și continuăm așa până când ajungem la 19, o să ajungem partea asta. Deci este momentul cel mai tare al lecției, lecția asta nouă, în care vorbesc despre formarea
primului număr 10. Primul număr 10, după care următorul număr e 11, 12, 13, 14. Noi suntem foarte bucuroși, copilul număr până la 100. Că l-am învățat șmecherea asta. Că de la 10-a formată începe ca și cum ar fi 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, și așa mai. Deci l-am învățat chestia asta și suntem foarte încântați. Dar el o rostește mecanic. Dacă voi m-ați înțeles și faceți acest joc și acum ați venit și continuați cu șmecheria asta, el observă cum de la 0 se tot îndepărtează. Da? Se îndepărtează cu un număr de segmente. 10 până la un loc și acum construiește cea de-a doua 10. Va constata fantastic că lungimea ăstuia, pus încă o dată, ca număr de segmente, înseamnă 20. Câți două lungimi de acelea? Și de acolo începe 21, 20. Asta e extraordinar. Acum, dacă m-ați înțeles, ați făcut lucrul cel mai grozav. Nu pot, nu rezist. Nu rezist, trebuie să fac și eu asta. Să vă arăt încă o dată, pe o dreaptă, să-mi închipui că 0 este mai undeva, mai în stânga. Deși insist, dragilor, că acum este momentul cel mai frumos al lecției. Nu se poate mai interesant. Cum se formează numerele? Da? Iau pe undeva 0 mai pe la început aici. Ca să-mi rămână mie spațiu acolo, cât se poate de mult. Ei, și atunci am spus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, am luat mai mic un pic, 8, 9, 10. Nu, să fac de desubt, cum am făcut și acolo. 10. Da? 10. Deci aveam cu o tiretă cu diverse culori, dar nu prea mai am acum. Așa. Deci, 10, da? Spuneam. 10. 1. Și 0. 10. Apoi. 11. 1. 1. 12. 10, 11, 12, 13. Iată. 15. 16, 17, 18, 19, și încă 1, și acum 20, 20. Deci, a fost până aici o 10, uitați lungimea asta, sunt 10 segmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și acum am mai construit încă 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deci am făcut aici. 1, 2, 3, 4, 5, deci 10, 11, 12, 13, așa, Ioan. Așa. Deci 13. Nu-mi neșeală la socoteală. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. Și în sfârșit avea, acum, zic 20. 20. 10. Deci, până aici, și dacă el măsoară, vede foarte bine, deci, câte sunt aici? 10. Aici 10.
Și că m-am depărtat cu cât? Deci, cu o 10 și încă o 10. 20. Și continuăm. Cum continuăm? 21. Apoi 22. Și cam mai departe până la ajung la cine credeți? Deci 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Și ajung aici la 30. Da? 30 și. Încep 31 și mai departe. Deci câte 10 am? 1, 2, 3. Neapărat acest lucru se face cu multă grijă pe o foiță. Nu încape, când vă duceți până la 100, nu-i nimic. Continuăm partea asta. Deci ne închipuim că dreapta se prelungește de aici, coștept de aici, și a capătul ei de aici vine tocmai așa, aici. Acel 30 este aici. Da? Și acum zicem. 31. Apoi 32 și așa mai departe. Continuăm până ajungem la un moment dat, ajungem la 90 și 9. Adică ăsta de supra. Spune că sunt 9 astfel de 10 și am mai avut 91. Deci ultima ar să fie așa. Hai să ne închipuim pe ultima. Pe aici a început. 90, da? 90. Apoi 91, 92, 93. Apoi 94. Mă grăbesc ca să nu... Deci 1, 2, 3. Să nu consum prea mult timp și chiar consum foarte mult timp. 4. 95. 96. 97. 8 și iată că 99 vine mai încoace. Nu lăsăm nici la acolo în poziția lui. 99. Dar nu ne o putem opri aici. Dreapta e neterminată. Și așa mai vine încă 1. Și ce să facem? După 9 ce-o venit? După 9 vine 10. Adică 1, 0 și încă 0. Și asta este cifra numărul 100. 100. Ăsta de acum mi-a indicat sutele. Da? Deci aia, asta mi-a indicat zecile. Deci pe poziția a doua zecile și pe poziția a treia va fi de la dreapta la stânga. Deci ultimele indică cifrele, unitățile, adică asta de pe locul 2 indică zecile, o 10, apoi 20, 30, 9 de al de 10, sunt aici în spate, și aici sunt 10 de al de 10, 10 de al de 10, care înseamnă 100. Și de acum 101, 102 și mai departe. Dragilor, insist, acest lucru trebuie făcut de câte ori este, cum să spun, de atâtea ori până când el merge perfect. Mai bine ca mine. Bine ca ați văzut că eu am bâlbâit acolo. Da? E și răbdarea lui important. Și acum scrie cifrele, înțelege ce rost are. Reprezentarea asta, insist pe asta, reprezentarea asta este esențială. Pentru că jumătate sau trei sferturi este partea vizuală. Și el înțelege că se îndepărtează de la punctul zero, da? De la punctul zero se îndepărtează. Și tot se duce în dreapta. Da, da. Să văd cât am consumat.
Dacă am consumat timpul, mă opresc. Da, este perfect și mă întorc la lecția 10.